să vă văd din nou pe canalul meu YouTube și pe Facebook și cine știe unde mai postez clipul ăsta, pe TikTok, poate poate începe să-mi placă și TikTok reala asta. Nu sunt mare fan, dar în orice caz, e o dimineață extraordinară aici la Moldova Veche și de mult v-am promis croaziera asta, că voi filma ce înseamnă o croazieră cu vărul meu drag aici la Moldova Veche, pe Dunăre, plimbările pe Dunăre cu vaporașele astea extraordinare. Astăzi a venit ziua zilelor în care vom filma croaziera asta, una dintre ele, pentru că vor urma și alte episoade. Și îi dăm bătaie! Dragii mei, suntem oficial în punctul în care începe geografic defileul Dunării. Chiar aici, între astea două masive stâncoase care le vedem pe partea românească, îl numim Cracul Rolului aici la Coronin. Pe partea sârbească încep munții balcanici. Aici Dunărea se îngustează la aproape 6 km cât are lățime în dreptul Coroninului, până la aproape 300 de metri. Nu mai mult de 300 de metri în cele două banuri. Deci de aici, dragii mei, pe porțiune de aproape 60 de km, defileul Dunării ne oferă un spectacol extraordinar, terminându-se cu cazanele mici. Bineînțeles că ajungem în zona de cazane mari, despre care voi vorbi la momentul oportun, tot cu Marina Moldova Veche. Dar ăsta este locul unde se face, unde are loc una dintre întoarcerile în timpul plimbărilor cu barca pe Dunăre cu Marina Moldova Veche, cu micii noastre croaziere aici la Moldova Nouă, Moldova Veche, Coronin, zona asta spectaculoasă despre care mă tot auziți că vorbesc.